Ești un hater? Bine să-mi spui dacă ești un hater. Pentru că eu pentru ei am câteva cuvinte de spus. Băi, dragi hateri, pe mine mă doare fix în... Dar cred că nici atât nu ați merita. Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de pe canalul lui Edu, A Rider Moto Vlogs. Ce mai faceți, dragii mei? Ce vă mai lăudați? Eu, cum v-am obișnuit, mai dau o tură spre Monte Morello. Și astăzi voiam să discut cu voi despre hateri. Am să avem și noi o mică discuție despre hateri sau măcar să aveți idee, părerea mea despre hateri. Bineînțeles că dacă nu ar exista, viața ar fi trist. Așa că uite cum o să facem. O să vorbim despre hateri. Opa, aici era nisip, era să mă duc dracului. Și despre cei care pretind fără să ofere. Știți și voi că YouTube-ul nu ar fi ce este dacă nu ar avea hateri. Ce anume sunt haterii? Păi, haterii sunt cei care, în opinia mea, nu te cunosc nici măcar, dar sunt pregătiți să te atace. Ceea ce faci pentru ei este un căcat cu moț, iar ei probabil sunt moțul și vor să fie mai sus decât toți. Nu știu decât să critici ceea ce faci și niciodată pentru ei nu o să fii numai bun. Nu o să fii bine pregătit sau total pregătit în ceea ce faci. Haterii... Ce-a făcut, mă? Bă, mă, și speriat în pana mea. Aia ce în mijlocul străzii și faci cu mâinile. M-ai și încurcat cu haterii ăștia. Așa, haterii. E foarte urât din partea lor să critique fără a cunoaște o persoană, sau e foarte urât din partea lor să își dea cu părerea fără a ști ce înseamnă pentru tine ceea ce faci. Da? Deci eu cred că fără ei YouTube-ul nu ar exista, fără ei tu, eu nu aș avea acest episod să vi-l spun. Drept urmare, am vrut să discut puțin despre ei. Dacă mai omit una dintre, dacă mai omit din idei, din chestii, din ceea ce credeți voi că ar mai putea fi spuse despre hater, vă rog să lăsați jos în comentarii, bine? Sunt cei care știu decât să critique și nu pot aprecia. Bă, pentru ei să aprecieze ceea ce faci e foarte dificil. E total greșit. Tu nu poți fi pe YouTube pentru că sunt eu ca hater să-ți comentez. Hello? Nu vreau să dau nume. Ești un hater? Bine să-mi spui dacă ești un hater. Pentru că eu pentru ei am câteva cuvinte de spus. Băi, dragi hateri, pe mine mă doare fix în... Dar cred că nici atât nu ați merita. Așa că vă puteți căca pe voi cât vreți, să arătați cine sunteți voi, să vă dați impresiile și să faceți teste de inteligență în comentariile din videourile mele sau chestii de genul. Că pentru mine însemnați
Zero, zero barat. Nu mă cobor la ideile voastre. Cam asta ar fi despre hateri. Haterii sunt niște prapădiți. Dar oricum, bine că existați. Am spus eu, fără voi viața ar fi trist. Ia să-i facem noi o poză la motocicletă aici. Stai că vine mașină, iar. Și eu trebuie să mă pregătesc aici. Ce nu faci ai tu pentru o poză? Uite mă că a început să meargă mă kilometru ăsta, turometrul meu acum. Da mă. Și doi pentru cei care pretind fără a oferi nimic. Sunt cei care au o vârstă mai fragedă, da? Intră pe tine și nu sunt abonați numai la tine, sunt abonați la toți motovloggerii. Sunt prezenți la toți motovloggerii și presupun că au aceeași întrebare tuturor motovloggerilor. Intră și spun, intră pe tine și îți spun. Ce recomanzi pentru A1? Prima întrebare, a doua întrebare. A, nu, cei care oferă, deci intră pe tine, știu că ești pe YouTube și tu, și spun, salut, nu te supăra, am și o rugăminte. Bineînțeles, tu foarte amabil ești de obicei, nu? Le spui, sigur că da, spune, ne abonăm reciproc. Da, eu nu înțeleg de ce intri să o faci, adică de ce m-aș abona la tine forțat, adică faptul că tu te abonezi la mine, eu nu am venit să ți-o cer. Adică și dacă ți-am cerut-o sau am spus abonați-vă la canalul meu, v-am lăsat pe voi, nu abonați-vă la canalul meu pentru că trebuie să te abonezi la canalul meu, pentru că dacă nu te abonezi la canalul meu, eu să te omor. Nu. Și nu uita dacă ți-a plăcut să te abonezi la canalul meu. Deci asta e ideea. Dar tu vii la mine, nu știu cine ești, nu știu ceea ce faci pe YouTube și îmi spui, hai să ne abonăm reciproc. Și aici e treaba, știi, că dacă eu îi răspund, sigur că da, el a răspuns imediat și a zis, mulțumesc mult, știam că ești de treabă. Și acel sigur că da, cu 3 puncte de suspensie, continui. În cazul în care îmi place ceea ce faci. Aaa, atunci nu mă interesează, bro. A, și tu ești la fel ca toți ceilalți, nu credeam. Bă, ce ți-am făcut mă rău? Nu? Nu, acuzi tu, ce i-am făcut eu rău? Nu? Acum zi tu, bă, ce ți-am făcut eu mă ție rău să mă tratezi așa? Da, mă, și tu în momentul ăla devii cel mai... Da, mă, și tu în momentul ăla devii cel mai mare hater al lui. Ești un mare prost pentru că nu te-ai abonat.
și toate cele, bineînțeles că vin la pachet. 2. Cel care intră pe tine și bineînțeles toți ăștia au o vârstă mai fragedă, așa, da? Intră pe tine și spun: salut, am o rugăminte și eu la tine. Și eu, ca și cum ei sunt la rând, știi? Spui, da, spune. Păi, poți să te sun? Bă, stai, stop, frână. Adică am înțeles, mai discutăm într-un mesaj, le pun pe Facebook, dar să mă suni. Nu văd ce discuție aș putea avea eu cu tine, văzând că tu ai o vârstă mai fragedă, da? Și eu sunt mai tata-i așa, nu înțeleg ce să zic. Ce anume, o să-ți dea între a cincea la teză? Ce anume să zic? Când vă stau la mulțirii, ce să zic? Bine, nu, că eu aș ști. Deci, nu văd de ce ne-am sunat noi doi. Nu și-are niciun sens. Deci, nu mai faceți întrebări de genul abonă reciproc, abonează la canalul meu. Cine ți-e va abona, se va dacă îi va plăcea ceea ce faci. Sau sună-mă că vreau să vorbesc cu tine, să-i arăți tu prietenilor că tu mă cunoști, că nu mă interesează, nu mă suna, nu sunt de aceeași vârstă. Am acceptat să vorbesc cu foarte multe persoane la telefon sau pe video, știind că au o vârstă apropiată, foarte apropiată mie, știind că pot să discut ceva inteligent cu ei. Bine, nu știu dacă asta a decurs așa, dar... știind că putem avea un subiect pe motociclete, subiect principal, nu? Că doar sunt motovlogger, nu? Asta e ceea ce fac. Cam... ăștia sunt ei. Cei ce pretind fără a oferi nimic, și aici nu mă refer în faptul că tu trebuie să oferi ceva, faptul că nu poți să oferi nimic, adică tu nu poți să oferi nici măcar o discuție la același nivel, pentru că nu ai vârsta necesară, ar fi culmea. Da, nu o spun ca și cum vă cer, ci pur și simplu vă învăț, că doar asta vă pot face vouă, vă pot învăța. Deci dacă e o vârstă mai fragedă și vrei să te abonezi la canal, abonezi-te cu mare plăcere, vrei să discutăm pe Facebook, Instagram, discutăm cu mare plăcere, dar ne limităm la asta. Bine, pentru că eu, față de tine, am o vârstă mai mare, am un servici, am o viață mai încărcată, înțelegi? Nu am timp așa toată ziua să stau, să scriu mesaje, să trimit emoticoane și chestii de genul. Cam despre asta aș fi vrut eu să vorbesc astăzi, în episodul ăsta. Am începusem să mai spun anumite chestii, dar am lăsat baltă. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Da. Și întrebarea numărul 3, cea mai întâlnită de către motovlogger, cred, sau cel puțin de mine, este: pot să vii la Bacău să îi convingi pe părinții mei să mă lase să dea de permis? Bă, tu îți dai seama că eu muncesc aici o zi în tot anul, știi? Câștig mălaiul. După care vin și mă plimb, mă duc la Bacău, vin la tine la Bacău și spun: băi, nu, mă duc la părinții și le spun: băi, ia stați mă, așa, ia veniți mă încă. Bă, voi știți că al vostru copil vrea să dea de permis? Și eu să-mi spună: da, știm. Și nu o să-i dăm voi. Bă, eu am venit aici. Stai, nu te mișca, eu am venit în Italia aici la tine. Știi mă de ce? Ca să-ți spun și să te conving să-l lași pe fiul tău să dea de permis. Și în momentul ăla o să scot o sabie și o să-mi fac harakiri, nu? Să scot un sabie și o să-i ameninț: v-am convins! Și eu o să răspundă: da, măria ta! Și tu ai dat de permis. Bă, băiatule, niciodată în istorie cineva nu o să-ți convingă părinții. O să trebuiască ca tu să-i convingi, tu să le demonstrezi că ai destul creier încât să te sui pe motocicletă și să nu mori din vina ta. Apoi există șanse mari și din vina altora. Dar ăsta e un alt subiect. Deci, ăștia sunt cam cei trei care pretind. Ăstea sunt cele trei întrebări care ne macină pe noi motovlogger. Bineînțeles, ăstea sunt mai top, că restul mai sunt și întrebări foarte, foarte multe, foarte ciudate și etc. Cu voi a fost Edu Rider Motovlog. Am vrut să am și discuția asta cu voi.
Curând o să ne vedem în ture mult mai lungi, mult mai mari, peste tot pe aici. Iar ăsta e orașul meu, orașul în care eu locuiesc. Am pupat, nu uitați, asfalt uscat și ochii în patru.